Pe data de 27 martie, de la ora 13 la Muzeul Bucovinei, a avut loc lansarea de carte cu titlul Lazar, prețul unui crez, al cărui autor este Ion Ciucur. Cartea a apărut la editura Next Book din Constanța. Motivul lansării cărții la Suceava, după spusele autorului, este dat de faptul că o parte din acțiunea cărții se petrece aici și, nu în ultimul rând, este locul unde Ion Ciucur a locuit și a muncit peste 25 de ani. Ion Ciucur, ultimul comandant al miliției Constanța și primul inspector de poliție județean de după Revoluție, a scris și publicat romanul Lazar, prețul unui crez, în care prezintă povestea sumbră a societății românești din perioada neagră a istoriei României, aflată sub ocupație bolșevică. De asemenea, cartea a fost scrisă în memoria doi preoți de la mănăstirea Polovraci. Unul dintre ei s-a stins din viață în una dintre închisorile comuniste, iar celălalt preot a scăpat, însă cu niște consecințe deosebite. Cum a luat naștere cartea care urmează să fie lansată astăzi? Cum au luat naștere și altele, că e a șasea carte. Îți vin așa pe parcurs, dacă scrii idei, eu cauza unei, a modului în care am trecut eu prin destinul meu, prin univers, viața asta scurtă, mi s-au întâmplat niște lucruri care au legătură cu această carte. Cartea tratează perioada urâtă din viața României, urâtă chiar și pentru comunism, care, a fost un regim cum a fost el, dar acea perioadă este cea mai urâtă, adică 1950-1960, când munții noștri erau plini de bandiți, cum le zicea atunci securitatea, adică niște oameni care luptau în rezistență împotriva unui regim forțat, importat, de sorginte sovietică, cu apucături staliniste care, erau îndreptate împotriva poporului, a unui anumite părți din poporul, adică a întregului popor, să zic așa, dar mai ales cei care au avut de suportat a fost o parte din poporul nostru, și anume aceia care n-au avut sau care au avut marea vină să nu fie țărani sau muncitori. Pentru că aveau mică avere, pentru că erau boieri, pentru că așa, și pentru că regimul ăla de tip stalinist îi ura, pe care i-a dus, după cum știți, la canal, cărora le-au confiscat averile, pe care i-au bătut și i-au schingiuit prin beciurile securității, acțiuni care au fost îndreptate și împotriva bisericii, sute de preoți au suportat în acea perioadă atrocitățile securității, poate că din dorința mai ales să desfințeze religia noastră sfântă, crezul nostru în Dumnezeu, pentru că acești intruși de care au venit n-aveau asemenea credință. Cartea respectivă este ficțiune, dar alături de ea, la pachet, este o broșură de 40 de pagini, adevăr. De la ficțiune la adevăr. Am scris cartea în memoria a doi distinși preoți de la mănăstirea Polovraci. Unul a murit în Balta Brăilei, pe acolo, în închisorile comuniste. Unul, până la urmă, a scăpat, dar cu niște consecințe deosebite. Conform unui critic literar, Lazar este deopotrivă semnul textual al învierii biblice din morți. A unei lumi arestate de istorie. Numele unui bandit din munți în limbajul securității de atunci. Numele unui erou care construiește rezistențe într-un univers paralizat. Personaj principal într-o poveste despre credințe. Și mai ales, Lazar Marin este chiar Ion Ciucur, autorul acestei cărți. De același autor, și cărțile Destinul meu, Ora la care morții vorbesc, Sânge și lacrimi, Pentru totdeauna, Poezii târzii, volumul 1 și volumul 2.